Imaginile pe care le urmăriți acum ar putea fi regăsite în orice biserică ortodoxă din România. Mulți creștini care participă la Sfânta Liturghie oficiată în limba română. Foarte mulți copii care se împărtășesc. O atmosferă în care se simte atingerea Harului lui Dumnezeu. Și totuși, contrar aparențelor, această biserică nu se află pe teritoriul țării noastre, ci mult mai departe, lângă Roma, la Ostia, acolo unde trăiește o importantă comunitate de români, formată din oameni care, la un moment dat al vieții lor, au hotărât să încerce să-și făurească o viață mai bună pe alte meleaguri, acolo unde simt că munca le este prețuită la justa ei valoare. Mergem la biserică, duminică. Cum l-ați întâlnit pe părintele? Soțul a avut un accident și a rupt piciorul și ne-am dus la biserică. Chiar simțeam nevoia să ne sprijinim în cineva și n-am în cine, într-un preot, într-o biserică, în cineva în care să te poți jeli, să-i spui tot oful. Și preotul nostru în 2002 avea o bisericuță mică la Ostia, deci la localitatea unde suntem, foarte micuță, poate un pic mai mare decât camera unde suntem. Și chiar când am mers la biserică prima dată, în 2002, am mers cu stampelele, aveam piciorul rupt în gips, m-a văzut. Și am simțit, văzându-l, chiar am simțit o ceva, nu știu, o ceva. Ne-a atras foarte mult, da. E, foarte mult. Dânsul. După care... Felul de a se comporta ne-a atras foarte mult la biserică. După care, după noi, mai venit frați, prieteni. Și am, la rândul nostru, povestindu-le de părinte, de preot, toți au avut ocazia să-l cunoască și cam toți au avut aceeași păreri cu a noastră. Păreri ca și noi. Pentru românii care trăiesc la Ostia, părintele George Militaru este cel care reprezintă legătura lor cu țara. O țară de care le este dor, care le lipsește, dar unde nu se pot întoarce din cauza dificultăților financiare. În acest context, preotul este singurul umăr pe care pot plânge, iar harul părintelui care îi conduce pe calea spre Dumnezeu îi ajută să se regăsească, să primească putere pentru a continua. Slujirea preoțească nu se schimbă cu nimic, fie că ești preot la București sau la Iași sau în Italia. Nu se schimbă nici oamenii. Sunt aceiași. Circumstanțele sunt însă altele. Lipsa spațiilor, lipsa locașului de cult și a tot ceea ce necesită o parohie în întregul ei de organism vital și tainic al lucrării Mântuitorului Hristos. Este o misiune, că așa am și luat-o de la bun început, este o misiune în care încercăm să adunăm pe românii care trăiesc pe aceste meleaguri, să nu-și uite și să nu-și lepede credința și tradițiile bine păstrate de poporul nostru românesc. Eu vin aici la biserică la Părintele Gheorghe, la Ostia. Am avut noroc să vin rac de la București ca să reușim să construim prima biserică catedrală mare ortodoxă în Roma. Sperăm că acest vis se îndeplinește și încercăm să participăm toți, să punem un umăr ca să reușim. Bineînțeles că ne trebuie și ajutorul din partea României, că noi aici suntem prea mici. O biserică românească în apropierea cetății eterne reprezintă nu numai visul părintelui Militaru, ci și al unei întregi comunități. Într-o emisiune viitoare, pe care o vom difuza pe TVR Internațional, vă vom spune mai multe și veți putea cunoaște și alți români, și nu numai, care încearcă să sprijine construirea acestui lăcaș de cult. Căci oricui îi este greu să fie ca un om aflat veșnic în vizită, pentru că nu are casa lui. Iar faptul că în această parohie, înființată din 2002,
2 se slujește în a treia biserică închiriată, ale cărei dimensiuni nu fac față nevoilor, este o motivație suficientă pentru a-i determina pe părintele Militaru și pe membrii comunității românești să se roage să primească ajutoare pentru a ridica o casă a Domnului în care să fie cu adevărat acasă. Avem nevoie de rugăciune, de binecuvântat Dumnezeu și de sprijin de la oameni. Fiecare, după posibilitățile sale, să sprijine acest proiect, să-l putem duce la îndeplinire. Mulțumim Dumnezeu totuși că suntem prima comunitate care primim un asemenea teren de o asemenea mărime. Sperăm să fie cât mai curând lucrul acesta la Roma, la porțile Romei. Dar proiectul este pe măsură, pentru că acestea sunt cerințele primăriei care pun la dispoziția noastră pământul să dezvoltăm și un centru social și cultural, deci un ansamblu spiritual și cultural pentru românii în acest cartier, din Ostia și din împrejurii. Deci avem nevoie și de finanțe și de oameni care să ne sprijine financiar, pentru că nu va fi o clădire oar și cum, ci va fi un complex pe măsură. În Biserica Românească din Ostia li se oferă sprijin tuturor celor care îl solicită, fie că este vorba despre rugăciuni, sfaturi sau ajutoare materiale, alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte. Acum, Părintele Militaru așteaptă să primească cu acte în regulă terenul pe care se va ridica viitorul așezământ, teren care i-a fost promis de către primar. Pentru asta însă e nevoie de un proiect. Iar pentru proiect e nevoie de bani. După aceea va debuta construcția propriu-zisă. Dimensiunile impresionante ale acestui complex nu sunt generate de ambiție, ci de solicitările primăriei și constituie o condiție care trebuie îndeplinită pentru a primi terenul aflat, după cum spunea părintele, chiar la porțile Romei. Dar pentru ca toate acestea să devină realitate, e nevoie de ajutor, material, moral, spiritual.